Bună seara tuturor! În acest clip o să facem un mic experiment la care avem nevoie de o sursă de alimentare, în acest caz un autotransformator variabil și cu ajutorul acestui autotransformator variabil vom alimenta aceste două bobine. De ce spunem aceste două bobine? Pentru că prima bobină o să o alimentăm cu energie electrică, aceasta va transforma energia electrică în câmp electromagnetic alternativ, pentru că avem, nu-i așa, curent alternativ direct la ieșirea acestui autotransformator de aici. Aceste fire duc la bobină și această bobină se alimentează, iar câmpul electromagnetic alternativ produs de prima bobină va induce în această a doua bobină un curent electric prin intermediul câmpului electromagnetic pe care prima bobină îl generează. Și practic prima bobină este un generator de energie magnetică, mai bine spus electromagnetică, iar a doua transformă din curentul câmpul electromagnetic produs de prima bobină în curent electric, dar de parametri diferiți, și anume tensiune și curent diferit. Alimentăm sistemul și o să, pentru început o să reglăm o tensiune destul de mică pe acest autotransformator, să zicem că îi dăm o tensiune de 25 de volți. Haideți să-i dăm 50 de volți la această bobină, care are un număr de 500 de spire, iar a doua are un număr mult mai mare de spire, și la apropierea, practic la introducerea, observăm la introducerea primei bobine, a doua, la introducerea celei de a doua bobine pe acest ax care produce câmp electromagnetic, a doua bobină, observăm că transformă câmpul electromagnetic alternativ în curent electric. Pe măsură ce miezul se închide, deci dacă acest miez îl închidem, această conversie se va face mult mai eficient și totodată transformarea curentului electric în câmp electromagnetic de către prima bobină va fi unul mult mai eficient. Practic, a doua bobină va avea o tensiune și un curent mult mai mare atunci când închidem miezul magnetic din care transmitem câmpul electromagnetic din prima bobină în a doua bobină. Dacă conectăm un aparat de măsură la bornele cele de a doua bobine, o să observăm tensiunea electrică pe care bobina o are la borne, iar curentul electric este dat de consumatorul pe care îl avem la conectat la borne. Cu cât consumatorul este de putere mai mare, cu atât tensiunea va scădea mai mult, iar cu cât curentul va fi unul mai mic, tensiunea va fi mai mare. Ce se întâmplă? Curentul, vorbim de curentul electric, curentul reprezentând intensitatea curentului electric care circulă printr-un conductor. În acest caz, prin conductorul care închide circuitul cu acest LED. Practic avem un circuit închis, o bobină printr-un LED. O să alimentăm din nou ansamblul și o să ținem în proximitate în prima fază această bobină și în proximitate o să observăm că avem o, că apare o tensiune electrică pe voltmetru de curent alternativ, pentru că am setat aparatul pe 1 milivoltmetru de curent alternativ, avem o scală de 2 volți, respectiv 2000 de milivolți, adică, și pe măsură ce apropiem mai mult bobina, observăm a doua bobină, aceasta convertește energia magnetică din ce în ce mai bine, cu cât o apropiem mai mult, cu atât convertește mai bine energia magnetică
de fapt, câmpul electromagnetic în energie electrică, 0 ohmi. Așa. Dacă introducem bobina în acest ax, vom avea o tensiune electrică mult mai mare, observăm. Tensiunea electrică crește foarte mult, observăm. Pentru că în interiorul bobinei, aceasta poate să convertească mult mai bine energia electrică în energie magnetică sau energia magnetică în energie electrică. Bun, sper că a fost destul de util acest material video. Ne întâlnim în episoadele următoare să discutăm lucruri cât mai interesante despre electrotehnică electronică, aplicații și surse de energie. Acestea fiind arătate, vă doresc un weekend plăcut și spor în toate proiectele dumneavoastră pe care vreți să le realizați. Numai bine!